Salutare și bine te-am găsit pe canalul Ziabă Reviews. Astăzi voi discuta despre un subiect important și anume cum să alegi cel mai bun aparat de aer condiționat. Voi analiza factorii cheie și voi oferi sfaturi practice pentru a te asigura că faci cea mai bună alegere pentru nevoile tale. Așadar, voi începe fără alte introduceri. Primul pas în alegerea unui aparat de aer condiționat este să îți evaluezi necesitățile personale. Iată câteva sfaturi practice pentru evaluarea acestor necesități. Află mărimea camerei pe care dorești să o răcorești, măsurându-i dimensiunile în metri pătrați. Verifică nivelul de izolare termică al camerei. Stabilește bugetul disponibil pentru achiziționarea și instalarea aparatului. Gândește-te la preferințele personale, cum ar fi controlul de la distanță, sau alte funcții suplimentare. Mai departe, voi vorbi despre tipurile de aparate de aer condiționat. Există mai multe tipuri de aparate de aer condiționat pe piață, și anume aer condiționat de ferestre, splituri de perete și sisteme de climatizare centrală. Fiecare are propriile avantaje și dezavantaje. Aerul condiționat de ferestre este ideal pentru camere mici sau închiriate, ușor de instalat și are costuri inițiale mai mici. Spliturile de perete sunt perfecte pentru camere individuale, necesită instalare permanentă și au niveluri de zgomot reduse și oferă eficiență energetică. Sistemele de climatizare centrală sunt potrivite pentru case mari sau spații comerciale, oferă răcorire uniformă a întregii clădiri, control zonal și au costuri inițiale mai mari. Acum voi vorbi despre eficiența energetică și eticheta energetică. Un alt aspect crucial în alegerea unui aparat de aer condiționat este eficiența energetică. Un aparat eficient energetic va reduce consumul de energie și costurile asociate. Pentru a evalua eficiența unui aparat, verifică eticheta energetică. Caută aparate cu etichete energetice de clasă A, A+, sau A++. Acestea sunt cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Verifică consumul anual de energie indicat pe etichetă. Cu cât este mai mic, cu atât aparatul este mai eficient energetic. Urmărește și alte caracteristici, cum ar fi coeficientul de performanță pentru încălzire și coeficientul de eficiență energetică pentru răcire. Urmează să vorbesc despre caracteristici și funcționalități suplimentare. Pe lângă funcția de bază de răcire, multe aparate de aer condiționat vin cu caracteristici și funcționalități suplimentare care pot îmbunătăți confortul și eficiența. Iată câteva exemple de caracteristici suplimentare. Controlul de la distanță, care îți permite să controlezi aparatul de la distanță fără a fi nevoie să te deplasezi la unitatea principală. Funcția de încălzire. Unele aparate de aer condiționat pot funcționa și ca încălzitoare în sezonul rece, oferind un sistem de climatizare complet. Filtrarea aerului. Aparatele cu filtre de înaltă calitate pot curăța aerul de praf, alergeni și bacterii, îmbunătățind astfel calitatea aerului din încăpere. Moduri speciale. Anumite aparate au moduri speciale, cum ar fi modul de economisire a energiei, modul de somn sau modul de dezumidificare, care se potrivesc nevoilor specifice ale utilizatorilor. Pe lângă aceste aspecte, îți mai recomand să verifici diverse recenzii și comparații ale diferitelor modele de aparate de aer condiționat înainte de a lua decizia finală. Opiniile și experiențele altor utilizatori îți pot oferi o perspectivă mai clară asupra performanței, fiabilității și satisfacției clienților cu anumite modele. Ar mai fi de precizat câteva sfaturi despre buget și întreținere. Asigură-te că îți stabilești un buget realist înainte de a cumpăra un aparat de aer condiționat. Ține cont de costurile inițiale, dar și de costurile de întreținere și de utilizare pe termen lung. De asemenea, îți mai ofer câteva idei pentru întreținerea corespunzătoare a unui aparat de aer condiționat.
Curăță și înlocuiește filtrele regulat pentru a menține performanța și calitatea aerului. Asigură-te că unitatea exterioară este liberă de obstrucții și că nu există plante sau obiecte care să împiedice fluxul de aer. Programează întreținerea și verificarea periodică a aparatului de către un specialist în climatizare pentru a identifica și remedia orice defecțiuni sau probleme înainte ca acestea să se agraveze. În concluzie, ține minte că atunci când trebuie să alegi cel mai bun aparat de aer condiționat pentru nevoile tale, este bine să ții cont de următoarele aspecte. 1. Evaluează-ți necesitățile personale. 2. Ia în considerare tipurile de aparate disponibile. 3. Verifică eficiența energetică și eticheta energetică. 4. Analizează caracteristicile suplimentare. 5. Citește diverse recenzii și compară produsele între ele. 6. Nu uita să-ți stabilești un buget adecvat și să asiguri întreținere regulată. Sper că acest ghid ți-a fost de folos și îți urez mult succes în alegerea celui mai bun aparat de aer condiționat. Îți mulțumesc pentru vizionare și te invit să te abonezi la canalul meu Ziavo Reviews pentru mai multe ghiduri și sfaturi utile. Îți doresc o zi sau o seară cât mai plăcută. Pe curând!